Ai venit la el apoi, păstorii de la stână, și îngerii cântau în cori cu flori de crin. Și îngerii cântau în cori cu flori de crin. Bună ziua și bine v-am regăsit, bine ne-am reîntâlnit. Iată, răspundem la o nouă chemare pe care de data aceasta domnul profesor Mihai Răzvan Neagu împreună cu domnul Horațiu Groza de la muzeu ne-au adresat-o. Dacă în anul trecut, anul centenarului, ne-au pus în față câteva realizări spectaculoase arătând cât de important a fost aportul turdenilor la Marea Unire, în mod firesc, anul acesta s-a dezvoltat tema de cercetare, s-a adâncit. M-am tot gândit zilele trecute și astăzi cum să încep pentru a prezenta cât mai bine ceea ce vom auzi în cele ce urmează. Și mi-a venit în minte cuvântul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Evrei: priviți la mai mari voștri cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Ei bine, în această carte pe care o veți vedea prezentată în cele ce urmează, o să privim la mai mari noștri cum și-au trăit viața. În ei a trăit de plin sentimentul românesc al ființei, cum ar spune filozoful Constantin Noica. Și atunci când a trăit atât de frumos sentimentul acesta românesc al ființei, prin cei trei pe care îi prezintă, asupra cărora se apleacă cercetările din carte, prin cei trei s-a văzut frumusețea sufletului românesc. E o frumusețe care vine din adâncuri, din străfunduri. Puteți privi la chipurile lor. Sunt fotografii în carte, care se vrea și un album în același timp. Câtă frumusețe e pe chipul lor, de la început până aproape la sfârșit. Să știți că nu sunt fotografii editate, cum facem noi astăzi. Nu ne convine cum arătăm, le edităm pe calculator. Ei au fost aceiași oameni frumoși și au trăit toată viața frumos. Nu și-au făcut un slogan care să sune bine din patriotism, ci chiar l-au trăit. Și l-au trăit atât de adânc încât pentru ei niciun efort n-a fost prea mult, nicio jertfă n-a fost prea mare ca să vadă țara frumoasă. Și într-adevăr au văzut țara frumoasă, dar pentru puțină vreme, și ideile lor au fost pulberate odată cu venirea comuniștilor, care au încercat să-i reducă la tăcere. Dar ei, prin jertfa lor și prin frumusețea lor, s-au arătat biruitori. E o carte care poate fi greu sintetizată. Nu o putem rezuma. Doar, dacă am zice în câteva cuvinte, arată iubirea de neam, de țară a lor. O iubire dusă până la cele mai înalte cote pe care ni le putem imagina. Și tocmai de aceea e foarte importantă pentru noi cei de astăzi să înțelegem că în ea avem modele vii, nu niște modele pe care ni le-am imaginat într-un fel sau altul. Sunt modele reale, care au trăit, avem documente pe care vă îndemn să le răsfoiți, pentru că viața lor a fost plină. A fost plină de jertfe, plină de renunțări, dar nu s-au plâns atunci când s-au jertfit. Nu s-au plâns că le este greu, au rămas cu acea demnitate extraordinară pe care au dus-o parcă cu ei în mormânt. Acea demnitate și frumusețe nu mai regăsim astăzi decât foarte, foarte rar. Nu mai regăsim astăzi pe chipurile noastre, dacă privim într-o parte
și în alta pe stradă sau în oricare loc. În cele ce urmează o să îl rog pe domnul Marius Oprea, cercetător asidu al urmelor pe care strămoșii le-au lăsat în glia străbună. Glia străbună strigă către noi. Și iată că cercetătorii istoricii sunt cei care aud glasul lor. Este ceva viu acolo care are forfotă. E o forfotă uneori lină, care se astâmpără așa de mult încât parcă nu se mai aude. Dar cercetătorii aceștia, pe care îi vedeți, iată, aici de față, sunt cei care aud forfotul chiar lin și uneori parcă încheiat al istoriei și îl fac viu, ni-l aduc în față. Așa că în cele ce urmează o să auzim mărturii despre ceea ce a contat și ceea ce i-a făcut să ajungă la realizarea din această zi. Stimate doamne, stimați domni, mă bucur nespus să mă aflu aici în Turda, pentru că cu câteva minute în urmă am primit o lecție neașteptată. Ca și bunul părinte Marchiș, mă întrebam și eu cum să încep. Mă plimbam pe fața primăriei și dintr-o dată am văzut statuia doctorului Ioan Rațiu și am văzut ce scrie acolo. Existența unui popor nu se discută, ea se afirmă. Niște cuvinte mai simple și mai pline de adevăr ca acestea, pur și simplu n-am întâlnit până acum. Le-o fi citit eu pe undeva cândva, dar pur și simplu le uitasem. Însă această exprimare, atât de simplă și de curată, atât de elocventă, acoperă, dacă vreți, pe deplin și demersul pe care l-au făcut colegii mei, Mihai Răzvan Neagu și Horațiu Groza. Ei vorbesc în această carte despre destinele a trei turdeni, trei concetățeni ai dumneavoastră, cei care au fost aleși în 1918 să reprezinte orașul Turda la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Atunci, în preajma zilei de 1 decembrie, Transilvania era plină de o forfotă care nu mai era ascunsă, pentru că vorbea părintele Marchiș de această forfotă a istoriei. Românii pur și simplu se descătușaseră și în împrejurările prăbușirii Imperiului și-au afirmat fără teamă dreptul de a fi un popor, drept care până atunci le fusese zăvorât de stăpânirea dualistă austro-ungară. Asemenea alegeri ale deputaților, ale reprezentanților românilor la Alba Iulia nu se făceau întâmplător. Erau discuții asidue și în cele din urmă se ajungea la cei mai buni dintre cei buni. Unul dintre aceștia era chiar nepot al doctorului Ioan Rațiu. Mă refer aici la Augustin Rațiu, născut în 1884, el era o personalitate recunoscută a orașului, așa că nu a mirat pe nimeni desemnarea lui la Marea Unire ca delegat al turdenilor. Am observat, citind biografia amănunțită pe care colegii, bunii prieteni și autorii acestei cărți le-o fac celor trei, în cazul lui Augustin Rațiu, că patriotismul nu vine din senin. El are o resursă cu totul specială, și anume bunătatea față de semeni. Sentimentul adânc creștin față de semeni. Văzând condițiile în care
semenii lor români trăiesc sub cizma stăpânirii de la Budapesta, fără îndoială că s-au revoltat și nu odată. Am văzut de pildă cum Augustin Rațiu, în plin război, fiind la o unitate de telegrafiști, s-a străduit să adune suma de 150 de coroane de la ceilalți militari pentru un orfelinat. Iată, un gest care, în ultimă instanță, nu este doar un gest adânc omenesc, ci aici este sâmburele patriotismului. În dragostea, în iubirea față de semeni, în grija față de soarta lor. Augustin Rațiu a plătit scump după 1945 faptul de a fi fost delegat la Marea Unire, faptul de a fi avut o activitate intensă în tărâm politic și social în perioada interbelică. Imediat după căderea regimului comunist, a fost pus sub o strictă supraveghere. Mai mult decât atât, deși avea o vârstă înaintată, trecuse bine de 70 de ani, a fost dus în lagărul de la Ghencea din București și numai din cauza vârstei nu a ajuns în lagăr. Revenit la Turda, până la sfârșitul sale, a fost strict supravegheat de securitate din două motive. Unu, fusese deja catalogat ca dușman al poporului și doi, fiul său, Ion Rațiu, Londra, preluase această moștenire a familiei privind grija față de români. Al doilea personaj al cărții, Valer Moldovan, a fost cel mai cunoscut și cel mai activ înainte de Primul Război Mondial, militant pentru drepturile românilor din Transilvania. El se născuse în 1875 la Câmpeni. A făcut facultatea de drept la Cluj și la Budapesta, apoi la Cluj a predat dreptul canonic. Un om extrem de energic, extrem de activ, este întâlnit în toată publicistica ardeleană și de dinainte și de după Primul Război Mondial. A fost vicepreședinte pe Ardeal al Partidului Național Țărănesc în perioada interbelică. Socotit a fi unul dintre cei care prezentau un mare pericol pentru noua orânduire, așa numită democrat populară, el a fost arestat în noaptea de 15-6 mai 1950 și încarcerat la Sighet, unde avea să moară în 1954, iar trupul său zace și acum undeva în cimitirul săracilor de la Cearda. Am încercat în alături de Horațiu, alături de prietenii și colegii mei arheologi de acolo din spate, turdeanul Gheorghe Petrov, care conduce echipa de arheologi a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, aiudeanul Paul Scrobotă și albaneanul Rustoi. Nu l-am găsit din nefericire. Poate că într-o bună zi, când va vrea Bunul Dumnezeu, îl vom găsi. Ultimul dintre cei trei reprezentanți ai orașului Turda Unire, George Mărie, a fost ales turdenilor la Alba Iulia. Vă dați seama cât de impetuos era acest tânăr, dacă la o vârstă atât de fragedă a fost ales dintre toți turdenii să-i reprezinte la Alba Iulia, la Marea Adunare, care avea să hotărească unirea cu România. La rândul său, George Mărie a fost ales deputat în trei legislaturi în perioada interbelică. Era o fire extrem de energică, extrem de activă. După 1945, nici el a scăpat de represiunea securității.
a fost practic urmărit până la moartea sa în 1981. Ei bine, aș vrea să vă spun că în tot ce am studiat până acum, prin arhivele securității, în toate căutările mele, unele dintre rezultatele cercetărilor le puteți găsi și în cărțile pe care le-am adus aici, am observat că, contrar spuselor securiștilor pe care îi mai vedem din când în când la televizor, ei nu și-au iubit niciodată patria. Ei au iubit regimul la care aveau o mulțime de beneficii. Nicăieri în arhivele securității n-am întâlnit cuvântul patrie. Am întâlnit întotdeauna cuvântul regim. Cum spuneam duminică la o slujbă de pomenire a celor trei turdeni, reprezentanți ai orașului La Mare, creștin și da, nu ai cum să fii și creștin și în același timp să te alături comuniștilor sau securității. Pentru că comunismul s-a bazat pe ură și creștinismul se bazează pe iubire. Mai mult de atât, nu poți să susții că ești patriot și totodată să fii și un vașnic activist al partidului, pentru că comunismul este în esența lui internaționalist. Comunismul vorbește de clasă muncitoare. Doar Ceaușescu a folosit patriotismul. N-a crezut în el, l-a folosit. Atunci când în 1968 a comemorat 50 de ani de la Marea Unire. A fost un mod de a confisca sentimentele patriotice ale românilor și de a-i face să uite că trăiesc într-un regim care practic nega în esența lui patriotismul. Marx nu vorbește de patrie. Marx vorbește de o singură patrie, cea a clasei muncitoare. Atunci, în 1968, la 50 de ani de la Marea Unire, a fost un moment în care regimul a încercat să confiște inclusiv acest eveniment istoric. Dar aș vrea să vă spun că cu toată deschiderea proclamată și afișată în propaganda comunistă, nici măcar în acel an, supravegherea securității a tuturor făuritorilor Marii Uniri de la 1918 nu încetase. Ei erau în continuare priviți ca dușmani. Securitatea a pus la punct chiar o acțiune specială numită Planul Gemina, prin care, folosindu-se de vârsta înaintată a unora dintre ei, de situația materială precară în care se aflau, a încercat să-i determine și să-i folosească în această recuperare a patriotismului doar în scopuri propagandistice. Cu unii a reușit, cu cei mai mulți nu. În 1945 trăiau aproape 600 dintre cei 1200 de delegați la Marea Unire. Doar unul dintre ei a scăpat de securitate. E vorba de dr. Petru Groza, care a fost pus și șef al Guvernului Democrat Popular de către comuniști și care a trecut cu totul de partea ocupației sovieto-comuniste. În rest, niciunul dintre participanții la Marea Unire nu a scăpat. Fie că au murit în temnițe, fie că au fost trimiși în lagăre de muncă, deși erau bătrâni deja, fie că au fost trimiși în domiciliu obligatoriu, fie că au fost supravegheați până la capătul zilelor lor. Dar niciunul nu a scăpat. Deci, unde este patriotismul în cazul regimului comunist, care doar și-a bătut joc și a folosit într-un hal fără de hal, încât a scârbit întreaga
antinat, dacă vreți, folosind un cuvânt drag lui Ion Iliescu, patriotismul, în modul în care l-a folosit. Vă aduceți aminte cu toții de Cântarea României. Au făcut în așa fel încât în momentul de față ți-e și rușine să spui că ești patriot. Cuvântul a fost atât de mult înjosit încât doar citirea lui în această frumoasă alcătuire care este pe statuia lui Ioan Rațiu îți poate da curajul să afirm, da, sunt patriot. Cei doi autori, Răzvan Mihai Neagu și Horațiu Groza, sunt fără îndoială patrioți. Pentru că demersul lor nu este doar un demers științific. Recuperarea lor nu este doar o recuperare istorică. Ei încearcă, și cel puțin cu mine au reușit, sper să o facă și cu dumneavoastră, să nu ne mai facă să fie rușine să spunem că suntem patrioți. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Marius Oprea, care am uitat să precizez, până nu de mult a fost directorul Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului din România și în această și sunteți din nou în această calitate a străbătut țara în lung și în lat pentru a afla osemintele celor care și-au jertfit viața pentru neam, pe care securitatea i-a hăituit și pe unii i-a împușcat, aruncându-i ca pe niște animale în locurile în care i-a ucis. Îi mulțumim pentru cuvintele alese pe care ni le-a pus la suflet și pentru lecția aceasta de istorie. În cele ce urmează, îl rog pe domnul profesor conferențiar universitar Șerban Turcuș să ne spună și domnia sa câteva cuvinte despre realizarea celor doi autori. Mulțumesc, preacucernice părinte. Distins auditor, distinse doamne, distinși domni, dragi studenți, mi-a venit să zic, dar cred că sunteți elevi. Da. Eu aici vin în haină mai mult de amic al Răzvan și mai nou al domnului Groza și mai puțin de exeget al acestei probleme pe care recunosc și eu am atins-o tangențial în ultimii ani datorită faptului că am căzut nu victimă modei centenarului, ci am căzut victimă documentelor care încep să apară din arhive și pe care am avut norocul să pun mâna. Primul lucru pe care aș vrea să vă spun este că această carte este o carte care a apărut destul de târziu. S-ar fi vrut ca un monument de virtute reprezentat de cei trei protagoniști ai acestei cărți să fi fost cu mulți ani înainte proclamat într-un plan editorial. Dar mai bine mai târziu decât niciodată. Ceea ce vreau să spun este că suntem la 30 de ani de la aniversarea Revoluției, lovituri de stat, cum vreți să spuneți noi istorici, încă nu ne-am pus de acord, din 1989 și țin minte că una dintre manifestările Cântării României din anii 89 era, se includea în această manifestare și festivalul de la Mamaia, unde s-a celebrat atunci într-o manieră propagandistică un cântec intitulat Românie. Poate noi cei mai în vârstă ne mai aducem aminte de un distih tras de păr, dar așa era. Românie, glas de codri și zvoare, Românie, te ridici mereu spre soare. Când de fapt era o Românie, glas de lanțuri și închisoare, Românie, ce te îndesc pe disperare. Cam aceasta este parabola în care au trăit cei trei protagoniști de la o Românie care se încheagă și prinde contur să ajungă să trăiască într-o Românie care nu își mai recunoaște proprii fii, cele care au contribuit la plămădirea ei și la realizarea visului de secole al poporului român. Vreau să remarc, înainte de a spune altceva, deosebita eleganță acestor chipuri, deosebitul rafinament și distincție. Sunt trei oameni care reprezintă probabil
trei modalități de realizare socială și de ierarhie socială, de extracție socială, dar uitați-vă cât de uniformizați sunt din punct de vedere al prezenței, al rafinamentului și al distincției. Pentru că atunci România trăia corelată la valorile mondiale, la valorile internaționalismului adevărat, al respectului între națiuni, al colaborării între națiuni. Când am văzut prima dată, când mi-a dat imaginea, prima dată, cartea Răzvan, m-am uitat la imaginea celor trei și mi-am adus aminte de imaginea de epoca celebrului bancher J.P. Morgan, John Pierpont Morgan de la New York, și am spus, Turda nu era cu nimic mai jos decât New York-ul la acel moment, din punct de vedere al congruenței intelectuale și al congruenței din punct de vedere al rafinamentului. Veți vedea răsfoind această carte și vă invit să o răsfoiți, să o cumpărați și să o răsfoiți, pentru că veți vedea în interior imaginile unui oraș care nu cred că va mai fi curând, cum a fost în perioada interbelică. Un oraș care era adevărat, nu era sub opresiunea Clujului. Era capitală, reședință de județ, trăia pentru oamenii săi și trăia respectându-se pe sine și prin sine pe oamenii săi. Și oamenii care sunt reprezentați pe copertă sunt cei care au contribuit să facă din Turda o metropolă respectabilă în acea epocă. Se vorbea aici despre cuvântul patrie. Nu știu câți dintre noastră cunosc cuvântul, etimologia cuvintelor națiune și cuvântului patrie. Națiune provine de la locul în care ești născut, de la natus, iar patrie provine de la pater, dar nu în sensul de cine ți-a dat naștere, ci de la cel care ți-a transmis valorile morale, cel care ți-a transmis codul etic cu care tu trebuie să te dezvolți în viață. Ori acești oameni sunt marca unui cod etic care a fost imprimat pe românitatea secolului al XIX-lea. Au fost oameni care au trăit prin biserică și biserica le-a dat un DNA etic pe care nu l-au abandonat niciodată. Am vrut să spun ceva, dar o să las colegului Abludan, Mircea Abludan de la Institutul de Istorie, să spună ceea ce a vrut să spun, dar atât pot să vă spun că oamenii aceștia au avut o etică de netulburat până la sfârșitul vieții lor. Și dacă cumva au fost niște, mă rog, mai sunt aici niște înscrisuri, ele nu s-au datorat unei tulburări de comportament, ci unei deziluzii în care crea, câteodată nu poți să-i faci față văzând că ți-ai dedicat cu întregul patosul ființei tale, ți-ai dedicat ființa patriei tale și ea te desconsideră. Ea, mă rog, sub ocupație, e adevărat, nu era sub conducere românească, era sub conducerea unor ocupanți. Spunea colegul domnul director Marius Oprea că în arhivele securității sunt numeroase documente care arată modul în care au putut fi tratați acești trei iluștri reprezentanți ai orașului Turda, ai municipiului Turda, așa e capitala de județ atunci. În arhivele străine sunt și mai elaborate, sunt și mai, cum să vă spun, mai puternice înscrisurile acestea, deoarece arată cu un obiectiv al celui care privește neutral de la distanță ce s-a întâmplat. Stau și vă întreb, cum erau să nu fie persecutați acești oameni care au pus temeliile țării în 1918, când erau invadate ambasadele, când secretarul Nunțiaturii Apostolice era percheziționat în propria capelă, i-au pus la marginea societății, practic i-au scos în afara societății, pentru că pușcăria înseamnă o formă punitivă maximală pentru cei care ce au făcut? Au făcut rău țării. Dacă acești trei oameni au făcut rău țării, evaluați dumneavoastră. Dacă noi suntem ceea ce suntem astăzi, suntem și datorită acelor trei oameni. Din cei 1228, 1225 sunt alții și trei sunt aici. Deci e o carte care recuperează foarte mult din istoria locală, dar în același timp o carte care contribuie la mozaicul pe care îl punem atunci când vorbim despre România, când vorbim despre cei 1228 de delegați, când vorbim despre cei care au contribuit de la București, când vorbim despre cei care au contribuit la Timișoara, la Iași, la Cernăuți, la Chișinău,
ei sunt o piesă din acel mozaic. Te uiți la un mozaic, dacă aici ar fi, uitați-vă, dacă aici ar fi un mozaic și ne-am uitat la el și a lipsit o piesă de acolo, am vedea că este ceva neîmplinit. Acești oameni au împlinit destinul unei țări alături de alții. Și această carte este o contribuție la puzzle-ul acesta al românității mature, care a reușit să dea în 1918 lustru și fală țării noastre și cărora contemporanitatea lor le-a răspuns ulterior într-un mod fatal pentru unii. Este meritul autorilor că au reușit să publice o asemenea carte, este meritul editurii, este meritul tuturor celor ce care cred în valorile eterne ale patriei și ale patriotismului și care reușesc să ne restituie și sperăm că ne vor restitui și în următorii ani perle de înțelepciune editorială și perle de înțelepciune memorialistică și monografică, așa cum este aceasta. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim domnului profesor, pentru că de fiecare dată când Mihai Răzvan Neagu mai scoate câte o carte, ne mai face câte o bucurie de genul acesta, este prezent și este prezent cu înțelepciunea pe care i-a dat-o Dumnezeu și ne dă de fiecare dată o cheie de a vedea și de a înțelege istoria de la înălțimea catedrei, o cheie adâncă, nu doar una de suprafață. În cele ce urmează, îi dau cuvântul domnului Mircea Brudan, cercetător științific la Institutul de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca. Domnule Moldovan, domnule Rațiu, dragă Mihai, dragă Horațiu, dragi tineri și distinși turdeni, mărturisesc că mă încearcă o profundă emoție, recunoștință și bucurie pentru onoarea de a fi acum și aici alături de distinși autori și invitați în mijlocul societății turdene. Emoția se datorează momentului, dar mai ales prestigioșilor antevorbitori, ambii repere de neocolit în cercetarea istorică și a perioadelor lor de interes științific. Recunoștința o datoresc colegului și nădăjduiesc de acum înainte prietenului Răzvan Mihai Neagu, concitatinul dumneavoastră, care mi-a adresat onoranta invitație de a spune câteva cuvinte, de a împărtăși câteva gânduri pe marginea noului său op, a cele mai recente izbânzi istoriografice, pentru care, alături de domnul Horațiu Groza, merită felicitările noastre sincere. Bucurie, pentru că lansăm nu un volum oarecare, ci o carte care dă mărturie despre o triadă eroică, încununată cu nimbul martiriului de sânge, suferință și conștiință a celor trei turdeni făuritori ai Marii Uniri și victime ale regimului dictatorial comunist. Citind cartea seriile trecute, mi-am amintit de o strofă din poezia lui Ioan Nenițescu, pe care doresc să vă împărtășesc. Eroi au fost, eroi sunt încă, și-or fi în neamul românesc, căci rupți sunt ca din tare stâncă, românii ori și unde cresc. Pe lângă tot ce s-a spus, aș vrea să mai subliniez o dimensiune care a fost amintită de profesorul Șerban Turcuș, și într-adevăr îi leagă pe cei trei, în mod special pe Valer Moldovan și pe Rațiu, și anume dimensiunea creștină a existenței lor, profund ancorată în ceea ce au moștenit cu siguranță de la strămoșilor, pentru că amândoi au avut în genealogia lor un tată sau un bunic slujitor al Bisericii Ortodoxe, respectiv greco-catolice, până la urmă al Bisericii Răsăritene. Și aceasta și-a pus amprenta asupra vieții lor. Și am fost uimit, răsfoind cartea, când am văzut, la pagina 116, este reprodusă fotografia
n-aș ezita să-i spun Sfântului Martir Valer Moldovan, care are un chip luminos. Și așa cum a spus și Părintele Marchiș, cu siguranță nu a fost photoshopat, nu? Adică nu a fost modificat în ceva proiect digital, electronic, ca să ne arate un chip luminos. Dacă mergem într-o pușcărie și nu știu câți cred că am vizitat, eu am fost de câteva ori prin pușcării, nu o să vedem asemenea chipuri de oameni care vor spune, desigur, că sunt nevinovați, închiși pe nedrept. Ori omul acesta, ca și alții din perioada respectivă, am mai întâlnit zilele trecute, eu ocupându-mă acum de restituirea memoriei fondatorilor institutului nostru, care împlinește peste câteva luni 100 de ani și care amândoi au fost victime ale regimului comunist, amândoi au fost făuritori ai mai Uniri, părintele academician Ioan Lupaș, respectiv academicianul Alexandru Lapedatu, și am primit dosarul de la cinesasa lui Lupaș, la fel are un chip luminos. Asta arată că acești oameni nu au acumulat în pușcările prin care au trecut ură și nici spirit revanșart de răzbunare, ci și-au asumat cu demnitate crucea suferinței. Acesta este o pildă, este un exemplu de urmat, este o mărturie pentru noi cei de astăzi și pentru cei care apar pe sticlă și se dau mari patrioți și români de două ori pe an, la 1 decembrie, la 24 ianuarie, și citesc discursuri pe care alții le scriu de regulă. Și de aceea le mulțumesc lui Mihai și domnului Groza, pentru că ne-au pus la dispoziție și vă pun la dispoziție o asemenea lucrare extraordinară, care va contribui, desigur, și la istoriografie în sensul de profesionist al cuvântului, al celor care ne ocupăm un cerc destul de restrâns de această profesie de restituire profesionistă a trecutului, dar ea este scrisă, de fapt, pentru comunitatea dumneavoastră și mă bucur foarte mult că s-a umplut sala. Cu toate că sunt și alte evenimente, am înțeles, care se desfășoară cam în același interval. Și vă pune dumneavoastră la dispoziție o mărturie despre o triadă, așa cum i-am spus, a trei înaintași turdeni de dumneavoastră, care au făcut istorie și au făcut-o în cel mai frumos mod posibil. Și acum le-aș trasa și o sarcină de viitor celor doi autori, lui Răzvan și lui Horațiu. Din acest volum și chiar album monografic, ei ar trebui să facă trei cărți diferite. Cel puțin prin anvergura personalităților lor, Valer Moldovan și Augustin Rațiu merită o monografie de sine stătătoare, iar la sfârșit, în a doua parte a acestei monografii, ar merita să fie restituită în mare parte dosarele de la CNSAS ale celor doi, sau opera celor doi. Valer Moldovan, să știți, că are o operă prodigioasă care ar merita pusă în valoare, o operă teologică de natură din sfera de dreptului canonic. El a contribuit foarte mult în ceea ce s-a numit în epocă procesul de unificare a Bisericii Ortodoxe Române, desfășurat între 1919 și 1925, elaborând două lucrări pe această tematică. Cum să pui la un loc, într-o singură organizare, patru entități diferite. O biserică autocefală din vechiul regat, care venea cu o experiență istorică total diferită de alte două biserici autocefale, Mitropolia Bucovinei și Dalmației, cu sediul la Cernăuți, proclamată ca autocefală de statul austriac, de împăratul de la Viena, în 1874, respectiv Mitropolia Românilor Ortodoși din Transilvania și Ungaria, proclamată ca autocefală în 1864, cu sediul la Sibiu, și, desigur, biserica din Basarabia, care venea cu o puternică amprentă din spațiul ex-țarist rusesc. Deci aceste patru entități puse împreună, unificate între ceea ce în epocă trebuia să însemne o instituție care să ducă la o românizare, la o, de fapt, consolidare a Unirii.
care a fost biserica. Și nu întâmplător, în toate orașele din Transilvania s-au construit biserici reprezentative în centrul lor, de reguli ortodoxe și mai ales în perioada când au fost liberalii la putere. Oamenii aceia nu s-au eschivat, nu s-au jenat în a-și exprima public identitatea lor creștină, ceea ce este extraordinar, dar mai mult decât atât, și cu asta voi încheia, în momente dificile, în momente de cumpănă, în momente în care au fost batjocoriți, înjosiți, ei și-au asumat crucea. Aici este, de fapt, greutatea. Vedeți? Ceea ce puțini dintre noi reușesc să facă. Fie că vorbim de Valer Moldovan, care a sfârșit efectiv ca un martir, fie că vorbim de Augustin Rațiu și de George Mărie, care au dau o mărturie a conștiinței. Oameni care totuși n-au trădat, nu și-au trădat principiile, nu s-au încovoiat, adică cu alte cuvinte au dat dovadă de coloană vertebrală. Și deci aceasta ar fi o sarcină de viitor pe care sper că cei doi o vor realiza, să ne readucă împreună aici cu alte ocazii, punând în relief cel puțin cele două personalități, a lui Valer Moldovan și a lui Augustin Rațiu, care merită cu adevărat asemenea abordări și din punct de vedere științific, nu doar, să zicem, memorialistic și istoric și chiar creștin, ca pilde de viață, ca exemple de viață. Și aș încheia cu un citat dintr-un preot rus care a fost omorât de comuniști în anii 80. El era interesant, era evreu care s-a convertit la ortodoxie și care a fost omorât cu o săcure și care spunea la un moment dat despre o carte, aceasta poate fi și o fel de satisfacție pentru voi. Citez: o carte este ca o săgeată slobozită dintr-un arc. Câtă vreme tu te odihnești, ea lucrează pentru tine. Am încheiat citatul. Această carte lucrează pentru memoria celor trei și, desigur, spre lauda celor doi autori. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Mircea Brudan pentru aceste cuvinte. Iată, o altă perspectivă asupra cărții din care am mai învățat câte ceva. În cele ce urmează o să dau cuvântul autorilor pentru a ne dezvălui unele amănunte din culise, din munca asiduă de cercetare efectuată nu numai în arhive, în arhivele securității, în arhivele naționale sau în arhivele familiilor prezentate în carte, ci și în alte locuri. Îmi spunea adeseori Răzvan că dacă afla despre o informație undeva în țară, la Timișoara sau la Sebeș, mergea până acolo și se întorcea întotdeauna cu o pradă bogată, cu așa o satisfacție și cu o bucurie. Venea: părinte, uitați ce fotografie am mai găsit, tocmai despre Turda. Într-adevăr, au făcut această carte pentru că iubesc patria, iubesc Turda, iubesc pe înaintașii care au fost atât de luminoși când a fost vorba de trăirea aceasta a iubirii de patrie. De aceea sunt convins și deja știu că au în plan alte lucrări, cercetările nu se opresc, sunt în special Răzvan, este foarte neastâmpărat în privința aceasta. Cred că și noaptea visează în ce loc să mai caute o informație sau alta, dar asemenea și domnul Horațiu scotocește nu numai în arhive, ci ca arheolog caută și sub glie mărturii uitate și care sunt ca niște comori ascunse acolo și le scoate și ne le aduce din când în când în față. În cele ce urmează, îl rog pe Răzvan să ne adreseze câteva cuvinte despre ce a însemnat elaborarea acestei cărți. Sunt absolut copreșit de discursurile antevorbitorilor mei. Sper să mă pot ridica și eu la asemenea exemple de erocință pe care tocmai le-am văzut astăzi aici. Așadar, preacucernici părinți, domnule primar,
Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, mai ales dragii mei elevi, sunt onorat astăzi să pot să vin în fața dumneavoastră și să vă prezint o carte pe care am scris-o împreună cu un prieten foarte drag. Nu-i spun colaborator, că este un cuvânt care nu definește relația noastră. Noi suntem mult, mult mai mult decât atât. Prietenul meu, Horațiu Groza. Așadar, cu ce ne prezentăm astăzi în fața dumneavoastră? Este o carte care vine să surprindă destinul a trei oameni, a trei mari făuritori ai Marii Uniri, care au fost aici. Au fost, au activat, s-au comportat, s-au căsătorit, au suferit și au murit aici, la noi, la Turda. Din păcate, destinul lor a fost unul extrem de tragic. Plata lor pentru faptul că au contribuit la făurirea României Mari a fost prigoana, a fost persecuția, a fost umilința și marginalizarea socială, iar pentru unul dintre ei, pentru Valer Mordovan, a fost chiar moartea. O moarte, așa cum bine s-a spus aici, o moarte de martir, o moarte de sfânt. Din curisele elaborării acestei cărți ar fi foarte multe de spus. A sublinea faptul că geneza acestei cărți își are originea undeva acum 2 ani de zile, prin discuțiile mele cu Horațiu, prin multe conferințe și simpozioane naționale și internaționale la care am participat împreună. El a fost cel cu ideea. Și țin aici în mod special să-i aduc mulțumiri și să îl fericit. Ideea scrierii cărții îi aparține lui în exclusivitate. Am acceptat-o aproape imediat, m-am gândit puțin, dar nu mult, pentru că știind că este vorba despre Horațiu, tot ceea ce spune el se va face, așa că nu mi-am făcut problema că o să fie un proiect eșuat. Dimpotrivă, a fost o colaborare extrem de fericită, extrem de bună, practic ne-am certat vreodată? Nu cred. N-am avut nimic de spus unul despre celălalt. Este o carte bazată pe surse de arhivă, dacă doriți, pe surse de arhivă de primă mână, pe foarte multe surse inedite, și vreau să nominalizez aici, este vorba despre arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității de la București, despre Arhivele Statului de la Cluj-Napoca și despre Arhivele Statului de la Alba Iulia. Așadar, 3 surse arhivistice de primă mână. Munca nu a fost ușoară, pentru că informația de arhivă trebuie analizată și corelată și cu altceva, pentru că de multe ori în dosarele de securitate găsim vorbe aruncate gratuit, denigrări, minciuni și așa mai departe, dar în cele din urmă zicem noi că am reușit să aducem o lumină asupra celor 3 mari personalități, inclusiv fiind vorba aici despre date de natură statistică, dacă vreți să îi spunem așa, referitoare la nașterea, la decesuri sau la căsătoria unuia sau altuia dintre cei 3 protagoniști ai acestei cărți. Acești oameni, și nu trebuie să ne ferim de cuvinte, sunt adevărate repere în istoria Turzii. Turda trebuie să se mândrească cu ei. Și cred eu, din păcate, astăzi nu prea știm să-i apreciem la adevărata lor valoare. Acești oameni, pe lângă faptul că au fost niște profesioniști desăvârșiți în domeniile lor, profesorul George Mărie, unul dintre reperele astăzi colegiului național Mihai Viteazu din Turda, și despre avocații Valer Mordovan și Augustin Rațiu, cei mai buni profesioniști în domeniul juridic din Turda, ambii decani ai baroului de avocați, Valer Mordovan primul, Augustin Rațiu al doilea, au fost niște adevărate repere pentru ceea ce înseamnă meseriile lor. Au făcut și politică. Da, au făcut, toți 3 au făcut politică în perioada interberică, dar aceasta nu le-a scăzut nici un pic din valoarea lor, ba chiar dimpotrivă, le-a potențat-o, i-a ridicat, pentru că scopul pe care ei l-au urmărit în politică, toți 3, a fost binele public și binele comun. Nu au sărit de la nicio formațiune la alta, doar s-au dus pe drumul lor încercând să facă ceva pentru oameni și chiar au reușit
să facă acest lucru. Așadar, cred eu și vreau să mă adresez aici în primul rând elevilor mei pe care îi iubesc nespus și de care sunt foarte mândru, că dacă ar fi să căutăm niște modele de comportament și niște modele de educație și de comportament social de reușită în viață, aici este ceea ce trebuie să fie, niște profesioniști desăvârșiți în domeniile lor. Au fost și ei niște oameni, ca fiecare dintre noi, dar au fost ceva mai mult, pentru că destinul lor a alunecat pe o pantă foarte tragică, odată cu instaurarea ticărosului regim comunist, adus la noi în țară pe tancurile sovietice, este un element total străin de poporul român și care ne-a fost impus. Odată cu venirea la putere a acestui regim sovieto-comunist, acești oameni și foarte mulți alții au avut de suferit. Nu au făcut nicio crimă, nu au făcut nicio faptă reprobabilă, ci doar pentru faptul că au fost buni români, au știut să-și apere patria, au știut să respecte regile și Constituția țării, au avut de suferit. Pirda lor este una vie, inclusiv astăzi, ar trebui să ne gândim mult mai des la ei. De altfel, împreună cu prietenul Horațiu, am și făcut duminica, care s-a încheiat, un parastas în memoria lor, a Biserica Rățeștilor, cea din spatele pieții, încercând să dăm și o dimensiune spirituală evenimentului de astăzi. Ce ar fi să rămână în urmă? Eu cred că cea mai grea pedeapsă pentru ei nu a fost nici bătăire, nici umilințele, nici ranțuri și nici moartea. Eu spun că cea mai grea pedeapsă pentru acești oameni ar fi uitarea noastră. Nu ar trebui niciodată să îi uităm. Ar trebui tot timpul să îi avem în fața ochilor, să revedem viața, să revedem suferințele, să revedem comportamentul. Țin în mod deosebit să îi salut astăzi în sară pe urmașii acestor trei îngeri ai orașului Turda. Domnul Miron Mărie de la Cruj, vă salut și bine ați venit! Domnul Nini Mordovan, vă salut, bine ați venit! Și bunul nostru prieten și colaborator, domnul Andrei Rațiu. Mulțumesc tare mult! Pentru că suntem la capitolul mulțumirilor, dați-mi voie să amintesc în primul rând de colaborarea mea cu Horațiu la scrierea acestui volum, care a apărut în niște condiții grafice cu totul și cu totul deosebite, și mulțumesc aici editurii Școala Ardereană, care astăzi este reprezentată la acest eveniment de către domnul director Marius Cheța. Mulțumesc, Marius! Îl amintesc aici și pe directorul general, domnul Vasile Dâncu, bunul nostru prieten, care, din păcate, își cere scuze prin mine pentru faptul că nu a putut să fie astăzi aici, fiind reținut în Cluj-Napoca. Așadar, mulțumesc în primul rând parohiei ortodoxe Turda Veche, părintelui Marius Cocan, pentru sprijinul pe care l-a acordat. Mulțumesc firmei GeoArc SRR din Otopeni, județul Ilfov, domnului director general Claudiu Dascăru. Mulțumesc unui vrednic primar din zona Turzii, care a fost așa de încântat de proiect și imediat a sărit în sprijinul nostru. Este vorba despre primarul comunei Viișoara, domnul inginer Ioan Roman. Mulțumim, domnule primar! Vă mulțumim mult! Mulțumim și firmei Meda SRR din Târgoviște, județul Dâmbovița, domnului director general Traian Valeriu Dascăru. Și nu în ultimul rând, domnului Andrei Rațiu. Fără sprijinul financiar pe care ni l-au acordat dânsii, acest volum nu putea să iasă în asemenea condiții grafice.
Țin de asemenea să mulțumesc și tuturor celor care ne-au ajutat cu poze, cu informații, cu diverse alte documente despre marile personalități pe care le-am pus în acest volum. Și vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră pentru că ați reușit să veniți astăzi la acest eveniment. Vă mulțumesc! Preacucerniși părinți, domnilor profesori, domnule primar, doamnelor și domnilor, mărturisesc că este pentru prima dată când scriu o carte de istorie contemporană. Probabil că am scris despre această perioadă, influențat și de cercetările mele care le fac împreună cu echipa de arheologi, coordonată de domnul Marius Oprea, aici de față, invitatul nostru, și de colegii mei amintiți aici, domnul Gheorghe Petrov, domnul Gabriel Rostoiu și domnul Paul Scrobotă. Am să fiu scurt, o să vorbesc despre, de fapt, doream să vorbesc despre ideea acestei cărți. Nu mai trebuie să vorbesc despre așa ceva, pentru că Răzvan a expus-o și mulțumesc frumos pentru cuvinte, dar să știți că l-am cooptat în acest proiect mare, tocmai datorită faptului că este, din punctul meu de vedere, cel mai bun cunoscător din Turda al realităților societății turdene din perioada interbelică. Și sigur că a trebuit să reconstituim biografiile celor trei protagoniști ai cărții noastre, să afle cititorul activitatea acestora și iar pe urmă, sigur, cu ajutorul documentelor securității, cu plusurile și minusurile lor, să reconstituim și suferințele prin care au trecut acești oameni. Am fost foarte atent la expunerea domnilor profesori. Am reținut remarca domnului Mircea Brudan de separarea acestei cărți. Vreau să vă spun că deja ne-am gândit la așa ceva. Sigur că nu toate dosarele de securitate ale lui George Mărie au fost studiate. Urmează să aprofundăm această problemă. Sigur, din câte am aflat, și Augustin Rațiu ar mai avea câteva dosare la SIE, care încă nu le-am verificat și nu le-am studiat. Istoricul familiei Ion Gheorghe Rațiu mi-a divulgat acest secret. Și sigur că sunt multe lucruri ascunse și referitor la Valer Moldovan. Dacă Răzvan spunea că acum 2 ani am început proiectul acestei cărți, să știți că așa este, dar eu am strâns câteva documente încă de acum 10 ani. În anul 2009 am găsit câteva documente la muzeul din Turda, donate de familia Rațiu, în care Augustin Rațiu își spunea povestea vieții lui, pe care le-am și publicat într-un articol, într-o revistă de specialitate din Cluj, după care a urmat întâlnirea mea cu regretatul domn inginer Radu Moldovan, care din păcate nu mai este printre noi, să vadă astăzi lansarea cărții bunicului său. Și de acolo am avut foarte multe informații, documente, și pentru Valer Moldovan ar mai fi de publicat jurnalul său. Ar fi foarte interesant pentru public să citească memoriile acestui distins om. Acum să vă expun și motivele pentru care am scris această carte. Mi-a pregătit un material, sigur, nu pot să mă țin de el. Unul ar fi personal, dar este cel mai puțin important, pentru că și familia mea a avut de suferit. Lăsăm deoparte acest lucru. Al doilea ar fi că doresc să arăt societății turdene suferințele care le-au îndurat acești trei mari corifei ai Marii Uniri. Și un al treilea motiv este faptul că
Doi dintre cei amintiți în cartea noastră, este vorba de Valer Moldovan și de Augustin Rațiu, au făcut parte din cei 12 semnatari ai actului de înființare a muzeului din Turda, instituție la care lucrez. Și sigur că doresc pe viitor să ating și suferințele celorlalți, că mai sunt încă din cei 12 care au suferit de pe urma instaurării comunismului. Ce aduce nou această carte? Aici este o problemă în care, sigur, nu voi face și nu voi divulga, dar este vorba de faptul că este pentru prima dată când în paginile acestei cărți veți găsi informații despre cei care i-au urmărit pe cei trei. Și nu au fost puțini. Au fost 44 de persoane care au urmărit trei bieți bătrâni. Deci o întreagă armată de cadre folosită de către securitate pentru a urmări acești oameni care erau considerați periculoși. Este vorba de 27 de ofițeri de securitate, 5 subofițeri, 2 președinți de Consiliu Popular, 2 comandanți de penitenciare și 8 agenți informatori care și-au făcut cu prisosință datoria prin notele lor bogate, date superiorilor. Sigur că în paginile cărții și la notele acestei lucrări îi veți găsi notați, unii chiar cu biografia și cu ceea ce au făcut. Din cei 44, 22 sunt din Turda. Deci o să aflați și cine a urmărit și pe cine. O să închei și o să citez o frază care mi-am notat-o aici. Ce recomand eu istoricilor? Fie ei turdeni, fie din alte locuri, dacă vor scrie despre Turda. Pentru viitor, istoricii ar trebui să pună mai mult accent pe această latură neatinsă încă în cercetările lor și să așeze lucrurile pe făgașul lor. În încheiere afirm cu certitudine că istoria recentă a localității Turda, focusată strict pe perioada dictaturii comuniste, nici măcar nu trebuie rescrisă, deoarece ea încă nu a fost scrisă. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Horațiu Groza. Seara, după masa aceasta, seara aceasta a fost, este de fapt o sărbătoare, o sărbătoare la care ne-au chemat cei trei ce au fost pomeniți în acest volum. E o sărbătoare la care cred că ei sunt părtași. Ei sunt izvorul bucuriei noastre din seara aceasta și ne fac mândri că suntem români, că suntem turdeni. E foarte important, cum zicea, să nu-i uităm, să-i avem ca modele, ca repere în zilele acestea, în care reperele sunt date la o parte și împroșcate. Oarecum, vedeți, istoria parcă iarăși se repetă de data aceasta cu alte mijloace mai parșive, mai subtile decât odinioară. Să nu uităm că ei, pe lângă faptul că au fost răziți de Dumnezeu cu atâta daruri și au avut funcții și politice și sociale și la catedră și în altă parte, au avut acea demnitate, smerenie, modestie exemplară creștină. Unul dintre ei, mă refer la Valer Moldovan, și-a și scris, de fapt, amintirile în exil, fugind de securitate, ascunzându-te de siguranță, cum era numită atunci securitatea, și-a scris memoriile intitulându-le Amintirile unei vieți ca oricare. Povestea unei vieți ca oricare.
El, cel atât de mare și de titrat, cu atâtea realizări, se considera pe sine ca oricare din cei ce au trăit în vremea lui. Multe putem învăța de la ei. Le aducem mulțumire autorilor că ne-au adus bucuria aceasta în față și celor care au prezentat cartea domnului Marius Oprea. Îmi cer scuze, am aflat abia acum că în urmă cu câteva zile a redobândit funcția de director al Institutului pentru Cercetarea Crimelor Comunismului și care, mânat de dragostea aceasta de patrie, a scos mai multe cărți care reflectă cercetările de pe teren efectuate pentru a descoperi rămășițele celor care s-au împotrivit tăvălugului acestuia comunist care a venit peste țara noastră. De aceea, la sfârșit, puteți să achiziționați cărțile domniei sale, sunt acolo, vă poate oferi și autografe, ca să vedeți cu câtă dragoste a cercetat și ceea ce a reușit să scoată la lumină până aproape în zilele noastre. De asemenea, îi mulțumim domnului profesor Șerban Turcuș, care de fiecare dată când vine la Turda ne aduce așa o bucurie și ne insuflă încă o dată dragostea de istorie, de țară, de ceea ce ne-au lăsat până la urmă înaintașii. Mulțumim și domnului Mircea Brudan, care este și absolvent de teologie și, iată, ambinat iubirea de Dumnezeu cu iubirea de țară și o folosește din plin de fiecare dată și cântă la strană, are mai multe calități pe care le pune în slujba bisericii și a neamului. Vă mulțumim dumneavoastră tuturor că ați avut răbdare și ați luat parte la bucuria aceasta, la izbânda aceasta realizată prin tipărirea monografiei închinată celor trei. Dumnezeu să le răsplătească jertfa și să primească tot ceea ce au putut ei să dăruiască din prea plinul ființei lor, de fapt toată ființa lor, ca neamul să se izbăvească, să se mântuiască, să ajungă la desăvârșire. Vă mulțumim! Post-scriptum. În această carte vreau să vă spun că nu o să găsiți judecăți. Nu am scris cartea ca să judecăm pe nimeni. Am scris cartea pentru a vă pune dumneavoastră în fața ochilor niște evenimente și niște realități care s-au întâmplat. Judecătorii veți fi dumneavoastră, fiecare în intimitatea casei sale sau a biroului său de lectură. Iar în final, eu și colegul meu, Horațiu, vă invităm la un mic pahar de suc și la ceva de mâncat. Mulțumim mult pentru că ați venit! Vă mulțumim mult! Când fost afrunc micuț Iisus, în grădiniță el și-a pus un trandafir cu gând curat, să-i poarte flori de-ncununat. Un trandafir cu gând curat să-i poarte flori de-ncununat. Când trandafirul înflorea, a iudei prunci se năpusteau asupra trandafirilor, rupând de zor podoaba lor. Asupra trandafirilor, rupând de zor podoaba lor. Mai vrei să porți cunună, vrei striga răceata